dar bine ar fi să fiți miluiți, să luați Sfânta Anafură. La ușă, la ieșire, veți primi un colac pentru sufletul adormitului robului Dumnezeu, Schimonahul Serafim, care, iată, ce repede trece timpul, se împlinesc 6 luni de când Părintele Schimonah Serafim a plecat la cele veșnice. De fapt, s-a împlinit pe 4 iunie, dar Părintele Serafim este foarte iubit de mulți credincioși și am găsit de cuvință să lăsăm pe duminică, unde vor fi foarte mulți credincioși care l-au prețuit și de altfel care Părintele Schimonah Serafim i-a povățit în simplitatea Sfinției sale cu cuvinte frumoase de învățătură, rostite de fiecare dată când un pelerin, un credincios, a poposit în Sfânta noastră mănăstire, venind către comoara, odorul care îl avem în acest sfânt așezământ, icoana făcătoare de minuni, de cum bine știți, Părintele Schimonah Serafim avea o mare evlavie față de Măicuța Domnului și numai de Măicuța Domnului, toți Sfinții care iubea foarte mult. Extraordinar de mult iubea Sfintele Icoane. Atât de mult ca pe sufletul și lumina ochilor Lui. Așa spunea tot timpul, că iubesc Sfintele Icoane și Măicuța Domnului ca însăși lumina ochilor mei. Și cu adevărat, a slujit-o pe Măicuța Domnului așa cum a trebuit să o slujească un monah adevărat, iscusit, credincios și evlavios. Dar Părintele Serafim, în afară de ascultarea pe care o avea la magazinul bisericesc și propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și spunea tăria și puterea Sfintelor Icoane, darul, harul lui Dumnezeu care lucra prin Sfintele Icoane. Și apoi primul cuvânt a Părintelui Schimonah către credincioși și pelerini era să meargă la icoana făcătoare de minuni și să se roage așa: Măicuță scump, ajută-mă! Iisuse scump, ajută-mă! Cu această scurtă rugăciune, cum bine știm cu toții, foarte multă lume s-a folosit de cuvântul Părintelui Serafim, de sfaturile Părintelui Serafim, dar primul lui cuvânt era: mergeți la Măicuța Domnului cu toată evlavia și cu toată credința care o aveți și lacrimile să vărsați în fața Maicii Domnului și cu credință să cereți, cu credință că veți și primi de la Preacurata Maica lui Dumnezeu, precum cu credință și gând curat veți cere, așa veți primi. De ce să nu recunosc și să nu uităm astăzi acest cuvânt: se dea Hristos și Preacurata Maică lui Dumnezeu să se mai nască monah ca acest Schimonah Serafim, care a fost o pildă vie pentru noi toți. Tot timpul am avut eu ca stareț, deși nu era cu facultate, cu studii teologice, dar avea darul Duhului Sfânt în el. Avea darul Duhului Sfânt în el. Și povățuia cu darul care lucra Dumnezeu prin simplitatea Sfinției sale și foarte mult popor se folosea. Vreau să vă spun că sunt tineri din afară, de la Londra, care vin cu avionul până la Iași, numai venea să-l vadă și să ceară sfatul Părintele Serafim. Așa a făcut până a murit Părintele Serafim. M-am mai reamintit cu un preot din America român, venea, după ce s-a tămăduit la icoana Maicii Domnului, venea pentru sfatul la Părintele Serafim, deși Serafim nu era slujitor altarului, era schimonat, era sluga lui Dumnezeu, care lucra Dumnezeu prin el, propovădind drept adevărul cuvântului Dumnezeu. Și noi astăzi facem cele de trebuință acestui vremnic Schimonah,
care a plecat dintre noi și, deși a plecat dintre noi, îl simțim viu între noi, reamintindu-ne de povestele, sfaturile, dar nu în ultimul rând de cartea care a scos-o, Viața Părintelui Serafim, unele de minuni, semne divine care, de altfel, vedenile care le-a avut și cartea aceasta a fost și ajutor preasfințul Părintele Episcop și unii părinți profesori, care, iată, ne-a rămas nouă, mărturie vie și din sfaturile poveții care le citim în cartea Viața Părintelui Schimonan Serafim. Să-L odihnească Dumnezeu cu dreptii și noi o să dovedim când îl uităm până ai pune o lumânare aprinsă și o floare la mormântul Lui. Ne-am străduit din răsputeri să terminăm mormântul. A avut Părintele Serafim o mare blagoslovenie, că toate a mers cu ușurință. Pe această cale mulțumim domnului director Nechifor de la firma Prestarea, care l-a îndrăgit foarte mult pe schimonahul Serafim și a făcut mormântul acesta gratuit pentru sufletul părintelui drag schimonahul Serafim. Îi mulțumim pe această cale domnului director cu suflet mare atât față de mănăstirea noastră cât și de părintele schimonah Serafim. Și în ultimul rând mulțumindu-vă dumneavoastră tuturor care veniți și pelerinii care urcă zi noapte către icoana Făcătoare de Minuni, dar nu există pelerin care să nu întrebe de Serafim, mergând să pună o lumânare la mormântul Părintelui și dorindu-i, urându-i veșnică odihnă. Să le ierte încă o dată Dumnezeu și rugămintea mea, iubiți credincioși, să luați parte la slujba Parastasului, care cu toți slujitorii vom merge în cimitir, vom face parastasul și apoi vă invităm pe toți credincioșii la masă, pomana de afară de la sala de mese de vară, unde se face pentru sufletul adormitului robului Dumnezeu, schimonahul Serafim dumneavoastră, punând doar voda prostești, Dumnezeu să-L ierte și să-L odihnească. La ușă, repet, veți primi colacul de sufletul Părintei Serafim, apoi la cimitir care veți dragoste să vă duceți la slujbă și toată suflarea la masă. Vreau să vă reamintesc că astăzi vom avea din nou un mare eveniment. An de an avem acest eveniment mare, procesiune, să spunem, cu icoana Făcătoare de Minuni a Preacuratei Maicii Dumnezeu, unde sunt câțiva anișori, dacă vă readuceți aminte, sigur nu știu câți ani sunt, îmi pare și în cer iertare. Sunt câțiva anișori când Maica Domnului a fost chemată în satul comuna Ipatile, pentru că nu plua. Atunci, în vremea aceea, n-a pluat 3 luni de zile. La rugămintea domnului primar, care este un bun creștin și fiul duhovnicesc al meu personal, și a credincioșilor, să cheme icoana Făcătoare de Minuni la Ipatile. Cum am ajuns cu Sfânta Icoană în Bâlpu, după 3 luni de zile a început să picure, iar când am ajuns în comuna Ipatile, au trebuit să acoperim cu folie, cu toții, icoana și ne gândeam să intrăm în biserică. Nu mai reușeam să ajungem la locul unde trebuia să facem aghiazmă și rugăciuni pentru ploaie. Când am ajuns la locul amenajat, acolo unde era pregătit pentru a primi Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, toată slujba a plouat. Toată slujba și după ce am plecat din nou, a binecuvântat și blagoslovit Dumnezeu, Preacurata Maica lui Dumnezeu, ploaie. Dar să nu uităm că când am ajuns aici nu ploua. Ploua doar pe zona unde am fost cu icoana Maicii Domnului. În semn de mulțumire, de evlavie, prețuire, acest om al lui Dumnezeu, primarul Ipatiului, a promis că, prețuindu-o pe Maica Domnului, aducându-i o ofrandă, gândind că îi aduce o ofrandă Maicii Domnului, a ridicat pe acel loc unde s-a întâmplat minunea o frumoasă troiță în amintirea Preacuratei și minunii Maicii Domnului, exact copia icoanei Făcătoare de Minuni de mozaic. An de an, în frunte cu ierarhul nostru, Preasfânt Părinte Episcop Alinic și popor, mulțime de credincioși, ne vom duce la această procesiune în comuna Ipatile, unde este așezată copia icoanei Făcătoare de Minuni,
dar an de an ne ducem cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Vă așteptăm, cei care încă aveți timp, fiindcă este la ora 18, va apărea preasfințitul Părinte Episcop Calinic, sper să vină și să fim prezenți acolo la această slujbă, dar de data aceasta, vedeți că Dumnezeu a lucrat altfel. Trebuie să facem rugăciune pentru a înceta ploile care le revarse Dumnezeu în ultima vreme, zi, noapte. Vedeți dumneavoastră, rugăciune sluje pentru a binecuvânta ploaia pe pământ și de a opri ploaia, de altfel, vedeți că pentru păcatele noastre cele multe, deși ogoarele, câmpurile, trebuie să le cunoaștem că arată precum grădina Maicii Domnului. Foarte frumos. Ca niciodată arată anul acesta livezele, câmpurile, pădurile, zâmbesc și saltă de bucurie, fiindcă Dumnezeu a trimis ploaie la timp, dar să nu pierdem, trebuie să aducem rugăciuni noi păcătoși și pentru a opri Dumnezeu ploaia. Am primit la ascultare și la înaltrea Sfântul Părinte Mitropolit Teofan să rostim rugăciuni și cereri pentru a înceta ploile. Vedem că Dumnezeu, să nu ne tulburăm, pedepsește după faptele noastre, pe bună dreptate, biciul lui Dumnezeu este asupra noastră. În unele zone în țara noastră, din păcate, au luat și gospodării întregi, case, au murit copii mici, părinți și multă lume. Vedeți că în alte locuri a plouat, a trimis Dumnezeu mană cerească, a venit soarele, a așteptat Dumnezeu să-i mulțumim și dacă nu i-a mulțumit, a trimis din nou ploaie multă. Ne regăsim cu toții și trebuie cu pioșenie să ne plecăm capetele și genunchii, să ne recunoaștem păcatele grele care le săvârșim cât nisip în mare și frunză în codru. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, să nu îndrăznim nici să năzuim, să gândim ceva asupra lui Dumnezeu, că cum este omul pe fața pământului. Prea cald, prea frig, prea multă ploaie, nu e ploaie de ajuns, prea rece. Tot timpul știm să judecăm fața cerului. Și prin aceasta ispitim existența lui Dumnezeu și supărăm pe Dumnezeu. Noi suntem netremnici, puțin credincioși, trebuie cu mâinile împreunate către cer, cu ochii la Dumnezeu, să-i mulțumim pentru toate darurile care le-a revărsat și le revarsă asupra noastră a tuturor. Și pe toate, pentru toate încercările de astfel, că pe cel care îl iubește Dumnezeu, îl și încearcă. Când veți fi încercați în suferință să nu cârtiți, fiindcă vă iubește Dumnezeu. Ce-am fi noi dacă n-am avea o boală, o încercare? Am uitat de Dumnezeu. Vedeți că omul, când are nevoie de Dumnezeu, aleargă. Dar aleargă unde nu trebuie. Prin vrăjitorii, prin deschisul cărții, prin căutatul în cafea, prin toate păcatele grele care ispitim existența lui Dumnezeu. Din puțină credință și căzând în desnădejde, care este un păcat strigător la Dumnezeu, atunci în loc să alergăm la Dumnezeu, mergem la vrăjitori. Și când vedem că suntem loviți mai tare, ia să mă duc spre biserici, spre mănăstiri, spre Sfinte Moaște, spre Sfinte Icoane Făcătoare, după ce am îndrăznit să ispitim existența lui Dumnezeu, îndrăznim să ne ducem, hai că poate ceva mai iese, și la biserică. Când ai un examen, studenții, suntem martori preoții, promit Maica Domnului că nu voi lipsi duminică sărbători la biserică dacă mă treci la examen. Dar dacă îmi dai un 10, mai mult am să fiu prezent. Auziți aici? Mai mult. Îmi aduc aminte de o studentă de la Negrești. A venit plângând, părinte, ce să mă fac, că am un examen atât de greu. Zic, crezi cu adevărat în Dumnezeu și în mine lui? Da. Crezi în Măicuța Domnului? Cred, părinte. Atunci ai iconița asta
copia icoanei Perpetuarei Mâini și ține-o la pept ascunsă și spune, ușa milostivirii deschide nouă, în taină. Și a spus-o plângând. Și a venit pe jos de la Negrești să spună că a luat 10. De când nu vine la mine, de la Maica Domnului. De când sunt aici, mai cu seamă, înainte de a intra în viața monahală, mărturisesc cu mâine împreunată. Când am cerut-o pe Maicuța Domnului în ajutor, a fost prezentă. Dar dacă o cereți cu credință, nu la toate nimicurile, să avem un cuvânt în popor, of, Doamne, Doamne, este păcat, ne cerem o sândă. N-avem voie să spunem, of, Doamne, Doamne, sau zău, zău, este un legământ, îl pui marturi pe Dumnezeu. Mulți nu știm, dar ce nu știm, să întrebăm preoții bisericii, să nu ne rătăcim neștiind Scripturile. Că ați auzit la cuvântul de învățătură, s-au împânzit sectarii precum râia pe fața pământului, dacă ați auzit așa ceva, peste 1000 de secte, care din care mai periculoase. Auzim creștini ortodoși care se laudă, au, cum vorbește în popor, fată hăi, țapță hăi, mă duc, au murit-o în sectar, așa de frumos cântă, s-a ascult și eu cum cânt, auziți aici. Eu, ca părinte duhovnic, de peste 30 de ani aproape de preoție, călugărie, nu împărtășesc timp de 3 ani de zile un credincios ortodox care merge la secte. Măcar să asculte, să mănânce cu ei sau să le asculte cuvântul rătăcitor. La mine, de când sunt eu preot, n-am împărtășit acest om care a călcat în picioare, că sectarii la ușa adunării, să nu uitați, pune crucea și pe Maica Domnului sub dușumea, ca să o calce tot să se lepede de Maica Domnului. Dacă frățile voastre sunteți de acord să vă lepădați de Maicuța scumpa noastră, atunci mergeți la sectari. Ferească Dumnezeu! Spune Cartea Sfântă, chiar mamă să-ți fie, dacă a trecut la sectari, nu te duci acasă. Atât de mare păcat strigător este. Fiindcă vedeți, frățile voastre, că astăzi caută unde este lipsă de material și unde este sărăcie multă. Acolo se duc și spunând că fac fapte bune, până cumpără un suflet, nu știu cât, o sumă oarecare care câștigă și îl ia de la ortodox și să-l duce la sectar, primește o sumă foarte frumoasă, spunem, foarte mare. Să vă ferească Dumnezeu, iubiți credincioși. Vă mulțumesc că ați ascultat cu atenție. Trăiesc cu credința în Bunul Dumnezeu că vă folosiți de fiecare dată din cuvântul propovăduit. Vă mulțumesc frumos și din inimă și mă plec în fața frăților voastre, văzându-vă evlavia, credința și dragostea față de Dumnezeu și Sfânta noastră mănăstire, unde cu credința, prezența dumneavoastră, faceți în fiecare duminică sărbătoare să pară că la Hadâmbu este hram. Sunt foarte